Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătoria Sufletului la Terra Nova TV. Sunt Cristina Mihai, gazda dumneavoastră și în această seară mă simt onorată să am alături de mine una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute actrițe de teatru, film și televiziune, cunoscute publicului larg, mai ales datorită serialelor Inimă de Țigan și Clanul. Doamna Carmen bună seara bună și bine seara. ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație. Doamna Tănase, viața e așa o, o călătorie plină de provocări, de lecții. Spuneți-ne Cu cum zicea cineva, viața e greu. <laughs> da, putem să-i spunem și așa. E greu, dar cred că e frumoasă și până la urmă învățăm cum a fost călătoria sufletului dumneavoastră până acum. Greu. <laughs> <laughs> nu, n -a, n a fost generoasă, soarta sau cum să zic cu mine, chiar a fost generoasă, dar n-am avut un drum drept. Am urcat, am coborât, am, -am împiedicat, am căzut, m-am -am ridicat, de fiecare dată m-am ridicat, până acum, cel puțin, m-am scuturat și am zis lasă că vă arăt eu, vă dar am avut întâlniri în viața asta foarte importante de la care am avut foarte mult de învățat cu oameni cum nu mai sunt acum și cărora le duc dorul și mulțumesc totuși acestei vieți că am avut ocazia să îi, îi cunosc să învăț de la ei, să fur de la ei și chiar dacă Acum nu mai sunt nici ei și nici ca ei. Nu prea mai sunt, nu, nu sunt deloc. Am la ce mă gândi, ceea ce e important. Foarte important și am spus și în alte emisiuni: o mare parte din ceea ce suntem noi acum o datorăm oamenilor, modelelor pe care le-am întâlnit de-a lungul vieții și mă gândeam acum și a copilăriei. Se spune că Atâta timp cât ne ținem copilăria cu noi, nu îmbătrânim niciodată. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Frumoasă. Am avut o copilărie. O copilărie. <laughs> <laughs> Acum um, mă uit în jurul meu, Eu nu mai am copii mici, dar mă uit la cei care au copii mici și care se străduiesc din răsputeri să îi. Um, um, să le facă cunoștință și cu firul de iarbă și cu pianul și cu fotbalul și cu notul și cu... Și e destul de dificil așa ciugulind din toate. Noi am copilărit de la sine, adică nu... A, ah, da, cred că dacă mi-aduc bine aminte, m-au dat și... Adică mi-au adus părinții mei o doamnă să fac franceză acasă, dar de bază în copilăria mea a fost joaca, pe stradă, mm. cu copiii pe stradă, nici nu aveam alte, alte. Nu erau, da, așa ce e. Ce știu, gadgeturi, dar noi nu aveam pe vremea aia, abia aveam un telefon de la de bonită. la bunici, în vacanță, la țară, unde am fost și cu vaca, că tata avea vacă și m-a trimis cu vaca, unde am dormit și în fân, unde da, erau niște lucruri normale, adică acum eu când le spun pare exotisme. Ele pe vremea erau normale, toți copiii erau, toți copiii aveau bunici la țară, toți copiii ieșeau afară la bloc sau pe stradă să se joace cu ceilalți copii. Așa era viața noastră, părinții mei s-au înțeles foarte bine, eu nu am avut discuții, certuri, scandaluri, divorțuri și așa mai departe. Mi-au oferit tot ce le-a stat lor în puteri la vremea aia nu erau nici mari diferențe la vremea adică nu te uitai cu jind la un copil că e îmbrăcat cu guci, că nici nu știam noi ce e aia guci pe vremea Era încă tot la fel cam, dar mi-au oferit cam ce am avut nevoie la, uh -huh. pentru vremurile respective concluzia că am vorbit cam mult Că am avut o copilărie frumoasă și fericită, e perimat deja. O copilărie. Da, o, fericită, poate putem să spunem, nu? raportată la cum vedeam noi lucrurile atunci exact ce ați spus mai devreme nu aveam nicio grijă, grija mea era să mă joc asta era problema, să ies afară să mă joc și dacă pot să mai stau puțin când ne strigau se auzeau așa toți părinții Luminița, Florian, Carmen mai stau puțin mai lasă-mă 5 minute atât, în rest nu aveam nicio grijă părinții mei se ocupau, părinții în general se ocupau de toate și noi ne jucam cât era ziua de lungă. Și cum, a, cum, ați ajuns dumneavoastră să mergeți pe, pe linia asta? Pe, cum v-ați hotărât la un moment dat în viață să deveniți actriță? Am tot spus asta, dar cred că s-a plictisit toată lumea de mine de când tot spun. Ideea, de fapt, concret, i-a venit tatălui meu. și de la el a mugurit și la mine, apoi a înflorit puțin Apoi să spar floarea aia de tot ce a devenit dita mai... Uh, uh, părinții mei ducându-mă la teatru, adică noi cu școala noi aveam abonament la filarmonică, aveam abonament la teatru. Uh, cumva eram obligați să mergem pentru că trebuia să justificăm abonamentul ăla și mergând tot îți intra ceva mm -hmm. în cap până la urmă. De asta am și întrebat zilele trecute, am avut o discuție cu niște colegi, bă, de ce nu se mai fac abonamente la școli ca să duci copilașii ăștia să vadă și să asculte un concert, să abarnau. Dar și părinții mă duceau, pentru că erau mari iubitori de teatru. Eu eram iubitoare de teatru TV, mă uitam vrăjită la actrițele noastre mari, de la care am și învățat și ca orice copil probabil că îi și imitam prin oglindă sau adică cumva așa o legătură să zic uh -huh. era dar nu m-aș fi gândit niciodată să, să devin actriță până nu mi-a zis tata uite asta ar fi o variantă eram deja adolescentă o variantă de carieră de meserie de așa și atunci mi-a florit și am început să mă gândesc din ce în ce mai des la asta am început să mă proiectez în viitor să mă văd cam așa fac în general încerc să mă proiectez în diverse situații și dacă mă văd e ok, dacă nu mă văd deloc abandonez și după aceea când am terminat școala liceu pedagogic am dat, am căzut și apoi m -a, tata m-a dus la pregătire serioasă și m-a pregătit cu Olga Delia Matescu și am intrat da, deci cumva a fost, exista așa, cred că o, o, sămânță acolo în familia dumneavoastră, clar și o... Tata era foarte talentat. Tatăl meu era extrem de talentat și era clubul petrecerilor, că ei aveau o grupă așa foarte mare, o gașcă mare și făceau tot timpul petreceri și nu, nu exista fără tata, adică el, el era viața acolo nici mai mea n-aș putea spune că e lipsită de talent că uneori, uneori să mai preface așa că e rău. dar tata era foarte carismatic și foarte, foarte cu un farmec extraordinar da, o fi moștenire, da cu siguranță doamna Carmen actoria cred că e un drum așa plin de provocări și de bucurii și de lecții de viață. Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut ca și actriță și cum le-ați depășit poate? Um, nu știu care au fost cele mai mari pot să spun așa e, fragmente episoade. Am avut un aici la Iași eu am început la Iași. Când am terminat facultatea am venit aici am stat șase ani aici și aici am avut parte de tot. Adică am jucat tot ce se putea juca. A fost cea mai fericită perioadă din viața mea de actriță de teatru. Aici mi-am făcut prieteni pe viață și au început multe lucruri aici, care au continuat apoi pe parcursul vieții mele, dar de aici au pornit, aici a fost izvorul. E, apoi, când m-am dus la București, lucrurile n-au mai fost așa de roz. Uh -huh. Adică, la București. A trebuit să confirm uneori dublu, triplu față de ceilalți colegi ai mei, mai ales că mă și căsătorisem cu criticul de teatru Victor Parhon și era așa cumva a, deci asta e nevasta lui Parhon. Ori eu trebuia să confirm că nu pentru că sunt nevasta lui Parhon, joc cu tare rol sau nu că aș fi jucat, că m-am jucat extrem de puțin în perioada aia. Am avut câțiva ani, eu mi-amintesc că sunt șapte, în care nu am fost distribuită în nimic. La. nu era teatru privat atunci, la teatrul meu, la teatrul Odeon, nu am fost distribuită în nimic și șapte ani nu știu cum nu mi-am pierdut mințile și am stat acasă și am îngrijit câini și copil, bineînțeles, și făceam mâncare și curățenie și. Uh, Pur și simplu eram ruptă pe dinăuntru pentru că nu, nu înțelegeam cum am ajuns în situația asta, și perspectiva de a rămâne așa, la cratiță a fost ceva îngrozitor. Nu îmi dau seama cum am depășit momentele alea lungi, ani de zile. Nu, nu știu cum am depășit. Dar acum, dacă mi s-ar mai întâmpla odată, nu știu dacă aș putea să trec peste asta. E, atunci am trecut. Tinerețea, ce știu eu cum o fi fost, mm -hmm. nu mai țin minte. Am trecut și la un moment dat s-a arătat și pentru mine oamenii spun, ai avut răbdare și asta e important. N am avut încotro. Nu știu dacă am avut răbdare. N am avut încot ce puteam să fac decât da. să aștept că poate cine știe. N-am bătut niciodată la uși, nu m-am rugat niciodată de nimeni, nu știu să o fac pentru mine și ai mei. Am așteptat că n-am -am avut altfel cum și într-o bună zi s-a arătat și pentru mine. Da, și de acolo a fost așa un drum, un drum frumos. Uh, recunosc, eu personal nu v-am văzut uh, jucând într-o piesă de teatru mi-aș dori foarte mult uh, îmi place foarte mult teatrul, mie, personal uh, și am să vă pun acum așa o întrebare, probabil că și alții v-au întrebat uh, Doamna Carmen, film, teatru sau televiziune? Nu pot să aleg între cele trei Sunt fac parte toate din meseria mea, n-am cum să aleg dar mult mai incitant este la teatru, dacă e să facem așa o comparație, deci toate trei fără mm -hmm. discuție, dar la teatru parcă e acel chelcășoz pentru că e lumea în sală și ești cum ar fi în direct. Mm -hmm. În direct cu sute de perechi de ochi care se uită la tine și dacă ai zbârcit-o, ai zbârcit-o gata, nu mai poți să o mai îndrepți, nu mai poți să mai tragi o dublă și asta este foarte foarte incitant, îți dă așa o, o stare noi spunem că pe scenă în clipa în care s-a tras cortina, uiți că te doare capul, că te doare măseaua că te-ai certa cu soțul că se duc toate astea timp de două ore și ele reapar după ce se trage înapoi cortina dar se întâmplă o magie atunci în orele la două, pentru că ești extrem de în fiind în fața atâtor oameni. Mereu m-am gândit, de, de când eram mică așa și mă, mă uitam, de când am conștientizat de altfel, că actorii, această meserie, mi se pare așa o, o categorie aparte a oamenilor pot face lucrurile astea, pentru că în momentul în care ești pe scenă sau, nu știu, în fața camerelor de filmat, tu trebuie să te rupe atât de tare de tot ceea ce ești tu ca persoană și să devii doar un personaj. Există o anumită pregătire sau cum, cum, cum poți să faci lucrurile astea, să te detașezi așa și emoțional și mental de problemele de care spuneați dumneavoastră mai, mai devreme? Păi nu e ușor, dar tot, totul se face în timp, cu experiență. Mm. Clar, trebuie să ai experiență, adică trebuie să joci, este evident pauzele astea lungi, cum v-am spus eu că am avut, nu sunt absolut deloc bune și actoria poate să fie ca mersul pe bicicletă, în sensul că te poți urca pe scenă să îți susții acolo ceva, dar nu poți să strălucești, adică îți trebuie mult timp ca să capeți dexteritate, că ca în toate profesiile și în profesia asta există o dexteritate de a lucra cu trăirile, cu sentimentele, cu emoțiile. Trebuie să știți cum să jonglezi cu ele astfel încât ele să ajungă fix în inima spectatorului și uh, să-l facă să tacă, tăcerea aceea când zici că nu mai e nimic în sală sau să-l facă să râdă până la lacrimi sau să-l facă să se gândească mult după spectacol când ajunge acasă. Asta nu se face decât jucând, exersând, exersând, exersând orice, nu contează. Uh -huh. uh, Că până la urmă vine și ce trebuie pe ce e pus deoparte pentru tine. E greu când ești mic, când ești tânăr, pentru că nu te ia nimeni în seamă, pentru că ești privit așa, ai puștule, dă dă, dă drumul de aici, dă-te și dă-te din drum sau așa. Și e greu să faci față acestor lucruri. De asta cred că tenacitatea e un atribut important în profesia asta. Adică dacă te dezamăgești repede, nu, nu reușești. Pentru că tot timpul vin, din toate direcțiile vin tot felul de săgeți. Nu, tu trebuie să știi că ăsta e drumul tău, să ai morcovul ăla cu mare măgarul morcov în față și să mergi după el pentru că până la urmă o să-l prinzi. Asta e, trebuie să fii foarte, foarte, foarte tenace și să capezi bătături peste tot. Și răbdarea, doamna Carmen, e și yeah, asta yeah, o yeah. în domeniul ăsta? Este, e. Este, este și răbdarea. Um, Marinuș Moraru, Dumnezeu să-l ierte, spunea... A fost întrebat la un moment dat într-un interviu ce calități trebuie să aibă un actor de film. <laughs> și el a spus răbdare. <laughs> <laughs> și are dreptate. <laughs> pentru că, că dreptate. la film aștepți. Adică aștepți de... <laughs> Și tu nu trebuie să ieși din starea personajului tău cu răbdare, stai acolo frumos în scaun până-ți vine rândul. Da. Este. Deci contează foarte mult și asta. Așa, din toate rolurile pe care le-ați jucat, dumneavoastră, de-a lungul vremii, indiferent unde, la televiziune sau la teatru, care sunt poate e unul sau poate sunt mai multe, care v-au rămas așa la suflet sau poate, eu știu, v-ați identificat într-un anumit e, moment în viață? Normal că răspunsul este cel probabil așteptat. Este evident că flacăra a fost a, și-a pus amprenta și ea acolo va rămâne până la sfârșit cu fierul roșu, ca aș putea spune, am fost însemnată. <laughs> dar a fost un rol care mi-a plăcut foarte mult. Au fost și persoane care au înjurat, mă rog, persoane se astea foarte elevate, așa, care trăiesc în anumite sfere intelectuale și care n-au suportat asocierea cu lumea exotică a țiganilor. Pentru mine este extrem de interesant această lume. Mie îmi plac foarte mult oamenii ăștia. Sunt foarte, foarte a deschis așa adevărat ți-o trântesc în față și a fost uh, o experiență pe actorie uh, atât de folositoare care o, o, o cum să spun pe care o să o experiență care o să o folosesc chiar până la sfârșitul vieții. Uh, nu a fost ușor, n-am știut de la început. Am abordat rolul ca pe orice rol și nu era așa. Drept pentru care primul serial, primul, prima serie, inima de țigani, eu am fost deplorabilă, nici nu pot să mă uit, pentru că n-am știut, am mers pe formă, nu am uh -huh. mers pe fond, așa cum e cel mai la îndemână unui om să meargă pe formă. Am greșit și apoi am înțeles și am, am reușit să fac din personajul ăsta ceva ce, iată, ține minte. Toată lumea, de la copii mici până la nu, și merge în continuare și lumea se uită și e plin netul, și așa, și eu și visul amândoi, și toți de acolo din, din, din serial. A fost o mâna lui Dumnezeu. S-a întâmplat ceva atunci. S-au așezat astrele într-un anume fel, și ăla a fost un proiect care eu cred că va rămâne. De-a lungul mm -hmm. timpului și după ce nu vom mai fi noi nu da. știu dacă și a răspuns la întrebare că nu mai știu întrebarea ați răspuns era vorba de roluri dar ați răspuns fără nicio problemă și oricum sunt convinsă că toată lumea care se uită garantat avea o întrebare asta așa că a ce rol da, da ăsta ce? e evident dar sigur că toate rolurile mă solicită în sensul că mă gândesc la toate nu le fac din, din poanie așa uh -huh, că uh -huh. nu fac nimic din poanie și mă gândesc la toate acum de exemplu este rolul din clanul care este foarte solicitant pentru că e o suferință acolo enormă prin care trebuie să treci cumva ca să o și redai ca lumea ai nevoie și de experiență bineînțeles și deși e greu ce e de făcut, e foarte greu ce e de făcut pentru că te consumă foarte tare e un rol care o să-mi lipsească când o să se termine adică eu n-am mai atins de mult o latură tragică am mers mai mult pe comedie dar tragic, nu drama, tragic eu nu am, de la tragedia antică pe care o făceam în facultate eu nu am avut un asemenea rol și pentru asta vreau să-i mulțumesc Liei Bucnar pentru că mă cunoaște și scrie pentru mine adică ea scrie pentru fiecare în parte, dar a atins ceva foarte sensibil la mine aici Um, apropo de roluri, doamna Carmen, știu că sunt foarte multe mituri legate de, de actori. Um, care credeți că sunt acele mituri care încă se perpetuează și sunt niște neadevăruri total? Nu știu, vă dau un exemplu ce am auzit eu personal, că actorii doar improvizează sau nu știu. Păi este simplu oamenii pot să încerce. Adică se pot urca pe o scenă și să improvizeze. Să vedem dacă se poate. Știu că a fost o... o, o eu nu știu ce mituri sunt, că habar n-am nu-mi nu spune nimeni ce mare brânză. O dată, mai de mult cineva care era foarte... Dar cu mulți ani în urmă. Cineva care era foarte... Cu funcție foarte înaltă în stat, L-am invitat eu la teatru și la sfârșit a zis bă, dar e greu ce faceți voi acolo, mă. Eu am crezut că vă urcați pe scenă și spuneți două, trei glume, bă, dar e greu ce faceți voi acolo. Eu m-am bucurat că a înțeles că e mare mm. lucru și asta, dar probabil că asta este mentalitatea în general. Nu, nu pasă absolut deloc. Asta spuneam că a fost un moment de curând când cineva s-a urcat pe o scenă în București și a oprit spectacolul o persoană ciudată în chiloți și a oprit spectacolul spunând că nu e bine cine joacă trebuia să joace ea, persoana respectivă și sigur că era un one man show actorul acela care este excepțional s-a bloca puțin, că te blochezi când se urcă Sigur cineva da. așa și se mai urcă și înghiloți. Uh, și ar fi fost simplu. Da? Poftiți. Poftim. Da. Uite, eu mă dau la o parte, mă duc în sală, poftim. Nici o problemă. Să vezi și tu cum e când te urci pe scenă și te uiți în sală și vezi că 800 de oameni, cum e cazul la Naționalul din Iași, 800 de oameni se uită așa la tine și așteaptă. Da, fă. Da. E bine. Acum, da, nu vreau să intru mai profund în subiectul ăsta, dar probabil că e mult mai ușor să stai, nu, de pe margine și să județi și să. Totdeauna. Iar noi suntem maeștri emeriti da. la. Noi, românii, știm exact cum se face, ne făcând nimic. Dar știm cum se face și ăla care face, sigur, sigur greșește. Da. Pentru că noi știm mai bine. Și din toate. Uh -huh. că nu doar într-un singur domeniu. Tot tot. Așa e. Spuneți-ne așa, că acum sunt și eu curioasă. În afară de doamna Carmen Tănase, actrița și persoana publică, ce plăcere are doamna Carmen Tănase? Ce facea în timpul liber când îl are așa Cresc animale, ce, că știe toată lumea. Am pisici și câini pe care mi-i aruncă toată lumea pe, peste poartă. Ce să fac? Am o boală. E o boală nervoasă. Cu animalele părăsite, schinciuite, în general, cu partea aceasta nedreptățită de soartă, eu am o aplecare către asta, că sunt oameni, dar oamenii nu pot să-i strâng la mine, animalele pot să le strâng. Asta fac, nu fac nimic altceva, nu plec în vacanțe, nu tocmai din această pricină, nu, nu, am timp să fac altceva și așa am ajutoare pentru asta, pentru că sunt tot timpul plecată și dar dacă am o pasiune să -i... o putem numi pasiune deși eu zic că a depășit stadiul de pasiune și s-a dus încolo către patologie, asta este cu animalele. Părăsite, abandonate, șchioape, chioare, râioase, adică tot ce nu ia nimeni <laughs> ce refuză Să nu? la dumneavoastră, la mine, da. Uh, Vă este doar de București? Am înțeles că v ați nu. mutat. Nu nu, 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 dar n are de ce să-mi fie că toată ziua vin în București. Că vin zilnic, că lucrez în București. Nu. Uh -huh. Nu. Și dacă urmează întrebarea dacă mi-e greu cu drumul, nu. <laughs> nu pentru că fac exact cât face cineva din militar până în centru, fac eu de la mine de acasă până în locul în care las mașina, nu intru cu mașina în București o las la intra, o intrare uh -huh. în București și apoi circul cu metrou, cu taxiul, cu nu, nu mi-e dor, de ce să mi fie dor? Nu. Adică dor nu am plecat din București ca să mi fie dor. Da, dacă sunteți acolo tot timpul. Recunosc că întrebarea mea nu era neapărat aia gândită de drum. Eu am rămas tot la animale, vă spun sincer. Și mă gândeam dacă nu, dacă vă nu este greu, așa, din toate punctele de vedere, că și eu am animale și eu sunt o mare iubitoare de animale și eu mă chinui cu două. Dar te din ce ați spus dumneavoastră. E greu. și... Nu e ușor, deloc. E greu, mm. uneori e foarte frustrant, te lipsești de multe lucruri, de exemplu, de șase televizoare în doi ani, sparte, dar e asumată. Uneori mă mai enervez și oricum mă enervez degeaba pentru că n-am ce să fac, Adică, cu asta nu pot să lucrez, și nu mă pot duce acum la psiholog sau la psihiatru să lucreze cu mine, deoarece există un număr de acasă cu care nu am ce să fac. Deci, e... toate porțile sunt închise, nu am. Dar îmi și oferă atâta iubire și tandrețe și bună dispoziție câteodată cum nu îți oferă nicio ființă din lumea asta? Da. Aici n-am ce să spun, sunt total de acord. Chiar dacă, na, sunt și eu, o mamă și aia e altceva. Nu, Iubirea e altceva. E altceva. Noi vorbim despre dragostea de copil, nu se compară cu nimic pe lumea asta. Uh -huh. Dar ele sunt îți fac așa, nu, nu te plictisești niciodată, asta e problema Eu sigur nu mă plictisesc da, dacă Eu n-apuc acasă la mine să stau 20 de minute locului <laughs> Într-un loc așa, cu o carte în mână, 20 de minute legate, nu se poate da, Cuiva este foame sau sete sau vrea, vrea sau afară sau ceva Vrea înăuntru, vomită, sparge, se bate <laughs> și așa mai departe da, nu, nu e ușor, dar într-adevăr e, e frumos. Uh, și apropo de, de familie, spuneți-mi, de-a lungul vremii ați putut împleti așa? V-a fost ușor să împletiți viața de artist cu cea de familie? No, asta am cu pletitul, Cred că a ieșit o coadă ca în strâmbă. Uh, nu, no, adevărul este că am dedicat mai mult timp meseriei. Așa a fost să fie treaba, da, și băiatul meu este artist și cred că acum înțelege că în momentul în care te apuci de ceva pe zona asta, ești total acolo. S-a împletit de la sine, adică tot așa, n-ai încotro, nu? Okay. Ai făcut copil, ești măritată, ai profesia asta, e. Împacă-le pe toate acum. Cum poți? Cum o -i putea? Cum noi-i putea? Făle. Nu a fost nimic premeditat. Adică n-am avut un plan cum să împletesc eu treburile. V-am zis, coada mea e ciufulită, împletitura mea. A, cred că la, toate, la toată lumea e ciufulită, pentru că, în urmă nu vine nimic cu manual de folosire, știți. Da. Și atunci e, e normal. Spuneți-ne, acum dumneavoastră ați ajuns la iași. Și povestiți-ne un pic, așa, de, de piesa care o să fie în această seară, și ce planuri, ce turnee, ce. să ne anunțați și pe noi. Este o piesă care are o poveste. Este o piesă scrisă de Lia Bugnar. În câteva zile, nu știu dacă a avut la dispoziție, oricum a scris-o pe parcurs. Noi am început repetițiile și ea nu era gata iar ea a fost scoasă în sunt generoasă dacă zic șase repetiții eu am crezut că eu voi avea un rol de mută am zis n-ai cum altfel adică nu, n -n -are, înseamnă că nu mi-a scris nimic și sunt o mută care doar să miră pe acolo pentru că mai sunt atâtea zile adică 5-6 până la premiera de la Düsseldorf premiera e la Düsseldorf a zis, nu ai cum. Și când am văzut șapte monologe printre alte dialoguri, dar șapte monologe mari, a zis aici este ceva în neregulă. Deci cineva vrea să mă distrugă, vrea să mă facă de rușine pe scenă, că nu se poate altfel, nu există. Iar noi atunci ne cunoșteam mai bine. Uh, Lia era extrem de relaxată și ne dădea încredere. O să fie bine, copii, o să vedeți. Eu deja mă gândeam, uh, tre îmi trebuie cască, că știu că să mai po poartă asta cu casca în ureche. Nu, eu nu o să pot, eu nu să știu, eu nu să o să mi se facă negru în cap și atunci nu mai știu de unde să o iau. Adică, nu, nu, mi-am făcut rost de cască. Lia se uita așa la mine și zicea. Păi, tu făți mi-am cumpărat cască. Nu am putut cu cască o niciodată. Că am făcut odată o încercare și nu am putut și a zis. Da, deci tot învățarea este. E un spectacol care a legat o prietenie între noi toți. E un spectacol făcut să lege o prietenie. Pe viață. Clar, este o prietenie pe viață între noi, între Maria, Lia, eu și Manole. Eu fiind din Trusa, ei erau înainte prieteni, eu am venit pe parcurs și senzația mea este că suntem prieteni de viață. Iar vinovat de această chestie este textul ei, Bugnar. Are un succes enorm, se joacă oriunde pentru că. Are o un pat, o masă și două scaune, atât. Asta este, asta este tot decorul. Și cu toate astea se rupe sala pe oriunde ne ducem. La Düsseldorf și la Frankfurt și pe unde am mai fost la Londra deja, se tropăia din picioare. Deci este ceva, dar Lia scrie formidabil. Și piesa cum se intitulează? Totul se transformă. Nu, pardon, ce avem noi aici? Că eram cu altceva. Ce avem noi aici? Se cheamă. Am două, cred că, ca și titlul Totul merec. se transformă are alt autor, Alex Popa. Tot un autor român. Da, m-ați făcut foarte curioasă și sper că și telespectatorii noștri și chiar le recomand să meargă, în primul rând să meargă la teatru Da, e sold out în seara asta rău. Asta știm zi, Eu știu, două, poate soptământ. o să mai veniți Poate o să mai da. veniți cu, cu mare drag uh, O să venim uh, Spuneți-ne Mă gândeam acum așa, pentru cei tineri Care se poate se uită la noi și au așa o, o idee, ar vrea să meargă pe Pe profesia asta, pe linia asta Ce sfaturile ați da Unui tânăr care ar vrea Să intre în industria asta? Nu prea dau sfaturi că nu sunt eu în măsură să le dau, dar de multe ori mă abordează tot felul de tineri pe Instagram, pe asta, pe mesageria privată și întrebarea care mărturisesc mă enervează foarte tare este ce ar trebui să fac eu ca să fiu și o vedetă? Sau ce... Dați-mi un sfat ce trebuie să fac ca să apar la televizor sau să joc într-un serial. De multe ori, întrebările astea sunt cu mari greșeli de ortografie. Deci, primul răspuns ar fi, pe care nu l-am dat în scris niciodată, dar îl dau acum, ar fi să pui mâna pe carte să înveți să scrii românește. Apoi să pui mâna pe carte și să ai o cultură generală cât de cât, pentru că dacă pui această întrebare, e clar că nu ai. E o meserie care se face din acumulări de experiențe. Deci nu te duci și ești vedetă. Nu există meseria de vedetă. Asta e în capul lor. Ești vedetă, poți să fii vedetă dacă meriți să. A, că sunt în lumea asta și vedetuțe de-astea care apar peste noapte, apar, dispar. Dacă vrei să faci această profesie, pui mâna și înveți. Te duci la școală și o înveți. Și nu e bine să faci această profesie decât dacă simți că nu poți să trăiești altfel. Foarte frumos. Da, e, o e și cred că în orice meserie un lucru de bază este pasiunea, vocația. Și vocația. Dacă nu ai vocație, mm -hmm. nu o faci, pentru că se vede. Mm -hmm. A naibii scenă este lupă o glindă de aia care mărește de 100 de ori, mm -hmm. dă toți porii, se vede absolut orice, deci nu prea poți să păcălești în profesia asta și cum să spun, există acum o... tinerii sunt mult mai maturi decât eram noi, pentru că noi nu aveam atâtea posibilități de informare acum poți să dai un clic acolo și afli tot ce vrei deci te maturizezi cumva Dumnezeule dacă n-ai chemare și nu mori dacă îți ia cineva meseria asta, nu o face. Fă altceva, poate ești mai bun în altă parte, pentru că se vede. Oricum nivelul a scăzut în tot foarte mult. Și eu mă refer acum nu neapărat la meseria mea, dar mă refer, uite, de exemplu, la pictură, pentru că băiatul meu este pictor și atunci, vrând, nevrând. Dar cum se picta pe vremea lui Rembrandt? Și cum se pictează acum? Deci, nivelul este jos de tot. Că trei dungi nu e o problemă. E interesant, așa, dar pot să le fac, fac și eu dacă mă străduiesc. Dar ce făcea Rembrandt? Dar ce făcea, ce știu eu, Da Vinci, dar ce făcea Dali, că e tot expoziția a lui Dali în București. Uh, apropo, cine vrea să facă meseria asta, duceți-vă, vedeți expoziții, duceți-vă la concerte. Meseria asta e un cumul. Nu mai văzut pe mine la televizor și vrei și tu, că nu merge așa. Așa este. Uh, Doamna Carmen, mulțumim tare mult pentru... Mulțumesc și eu, Uite. am fost cam... Uh... Ați fost perfectă. Da. A lumea? Deloc. Deloc. Îmi pare învățăm, meu. învățăm cu dumneavoastră și alături de dumneavoastră, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Să lăsăm ceva în urma noastră și să învățăm și oricum, cât trăim, învățăm, nu? Așa că Sper <laughs> E de bine Mulțumim Mulțumesc tare mult încă o dată Mulțumesc Și vă mai așteptăm cu mare drag și cu altă ocazie La Iași oricând Mulțumim tare Mulțumesc mult Mulțumesc și eu foarte mult Dragii noștri, mulțumim frumos că ați rămas cu noi până la sfârșit Până data viitoare, vă doresc toate cele bune La revedere!